Sute de pasionați de computere și programatori de pretutindeni s-au adunat la mijlocul acestei luni la San Francisco la Forumul Dezvoltatorilor Intel. Printre cele mai dezbătute subiecte s-a evidențiat următoarea generație de microarhitectură prezentă deja pe procesorul denumit Sandy Bridge, succesorul pentru mainstream al lui Linfield, a doua generație de procesoare din familia Core i3, Core i5, Core i7. Bazat pe procesul de fabricație de 32 de nanometri, el va reuni procesorul grafic și cel de calcul pe același chip pentru a împărți același cache de memorie de mare viteză L3 și a îmbunătăți astfel eficiența energetică. Atât Sandy Bridge cât și Fusion de la AMD, despre care am vorbit și noi, continuă tendința majoră a industriei de a incorpora cât mai multe dintre elementele unui sistem de calcul pe o singură bucățică de siliciu, pe un singur chip. E vorba de controlerele de memorie, unitatea de procesare grafică, interfața de intrare-ieșire sau de acceleratorii specifici unei aplicații. La forumul din San Francisco, inginerii companiei au precizat foarte deschis ce poate și ce nu poate noul procesor. În primul rând, ținta nu este înlocuirea plăcilor grafice high-end. Procesoarele grafice de sine stătătoare de la Nvidia sau AMD aproape invariabil oferă performanțe mai bune, mai ales la jocuri, chiar dacă adaugă substanțial la preț, iar în cazul laptopurilor grevează serios asupra consumurilor energetice. În schimb, intenția declarată a celor de la Intel este de a îmbunătăți în mod semnificativ experiența vizuală pentru platformele mobile. În acest sens, câteva din performanțele anunțate și demonstrate la San Francisco sunt edificatoare. Frecvența de ceas este de 2,3 până la 3,4 GHz fără tehnologia Turbo Boost și de 3 până la 3,8 cu ea activată. 4 nuclee în modul implicit, dar procesoare cu 6 și 8 nuclee vor urma aproape, peste câteva luni. Fiecare nucleu va beneficia de tehnologia hyperthreading prezentă și la seria Nehalem, care practic le dublează numărul. Punctul termic proiectat sau maximul de putere pe care sistemul de răcire trebuie să-l disipe pentru o funcționare normală este de 95 W în modul implicit. Nucleele grafice integrate lucrează la o frecvență de până la 1,4 GHz. În fine, performanța generală măsurată pe procesoarele cu noul set de instrucțiuni AVX, extensie vectorială avansată, este de 128 de GFLOPS în dublă precizie, DP. Să amintim aici că până acum cel mai performant procesor pentru PC-uri este un Intel Core i7-980XE cu numai 107,55 GFLOPS în dublă precizie. Purtătorul de cuvânt de la Intel aprecia că introducerea noului procesor hibrid în primele laptopuri la începutul anului viitor va provoca o schimbare seismică în peisajul vizual al computerelor.